O declarație în ce privește perchezițiile efectuate de... Deci în dimineața asta, procurorii de la DNA a venit cu mandat de percheziție pentru un birou din primăria din Alba Iulia, birou în care lucrează un funcționar public care se ocupă de un anumit contract. Despre ce contract este vorba? De contractul de deratizare de din secție, care este în operare încă cu firma Coral Impex din Târgu, nu din Târgu Mureș, din Ploiești. Nu știu de unde e. Din Ploiești. Ce pot să vă spun? Sunt lucruri pe care mi-amintesc. Licitația a început în 2011, s-a terminat în 2012. Arjudecarea licitației a fost făcută pentru decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru că au fost foarte multe contestații. Decizia este că firma câștigătoare este firma Coral Impex. De atunci se derulează lucrări. Procurorii au venit, eu n-am știut că sunt mai multe primării în care lucrează firma asta, am aflat acum și de la dumneavoastră că de fapt s-au făcut la toate primăriile unde lucrează și peste tot unde această firmă își desfășoară activitatea. Nu știu de ce, pentru ce s-au ridicat documente, se ridică documente, tot ce este legat de arjudecare, v-am spus despre ea, și despre derularea operațiunilor care s-au făcut în oraș în acești 2012 până în 2015, când suntem. Contractul este pe o perioadă de 4 ani de zile, este o delegare de gestiune pe legea 51, este perfect, n-a fost prelungit, totul este făcut așa cum spune legea. Normal, cred că firma are pe undeva probleme și în momentul ăsta se anchetează toate legături oculte, toate contractele pe care această firmă le are cu anumite administrații publice din România, poate și cu persoane, altfel de persoane. Asta pot să vă spun, deci fără operațiuni de amploare, cum am auzit și la televizor, descinderi, desanturi, tot a fost foarte civilizat și foarte normal. Caută ca să-și termine ancheta legată de acea firmă, ceea ce s-a lucrat cu acea firmă. Și primăria din Alba, și din Sibiu, și din Cluj, nu mă interesează, pentru că am și alte chestiuni pe cap legate de administrarea orașului, cum s-a făcut la Cluj, cum s-a făcut la Sibiu, cum s-a făcut la Giurgiu sau la Târgu Mureș, sau nu mai știu unde lucrează această firmă. La noi totul este legal și o să vedeți lucrul ăsta în urma anchetei. Deci nu aveți emoții? Nu, n-am nicio emoție. Ați avut interacțiune cu procurorii care au venit? Da, bună ziua, bună ziua. Vă rog frumos să delegați un om. Nu cu procurorii, ce a fost? Comisar șef. Un domn comisar șef. Deci, bună ziua, bună ziua, o chestiune foarte civilizată, da, v-am spus, totul este foarte civilizat, însă chiar că nu este ok, nu dumneavoastră, alții, că am auzit, am văzut pe sticlă, să spună operațiuni de amploare. Da, este o operațiune de amploare fiind în toată țara, în 5-6 primării, dar nu operațiuni de amploare la primăria din Alba Iulia. În Alba Iulia s-au ridicat documente, că sunt multe, că sunt puține, asta rămâne de văzut. Multe sunt pentru că și dosarul de achiziție este un dosar de achiziție pentru că având între contestații, răspunsuri. Deci totul este perfect fără nicio emoție.